doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. La Govora s-a desfășurat un turneu de tenis de câmp, de la care Rareș Daia s-a întors cu un nou rezultat bun. Locul 2 ocupat la acest turneu l-a propulsat pe sportivul legitimat la clubul Alessio Pascali în primii 10 la categoria lui de vârstă. Vor urma și alte turnee de la care așteptăm de asemenea rezultate bune pentru tenismenii severineni. La Govora s-a desfășurat un nou turneu de tenis de câmp, la care au participat și sportivii de la clubul Alessio Pascali din Drobeta, Turnul Severin. Rareș Daia a fost la un pas de a câștiga acest turneu, oprindu-se în finala competiției. Am fost la turneul de la Govora, Cupa Head, de la care ne-am întors cu locul 2, cu sportivul Daia Rareș. Putea fi mai bine? Noi așa speram, dar din păcate a luat locul 2. Cu acest rezultat, Rareș urcă serios în clasamentul federației și speră să obțină rezultate și mai bune în viitor. Cum a fost la ultima competiție? A fost o competiție foarte grea și speram să iau locul 1. Ai jucat finala? Da, am jucat finala, dar din păcate am pierdut-o. Puteai totuși să câștigi acest meci? Da, cred că aș fi putut tot să câștig. Ce va urma? Va urma turneul de la Craiova. Acolo sper să cucerești locul 1? Da, sper să câștig finala. Ai urcat serios în clasamentul Federației de Specialitate. Ce sper că va fi în continuare? Sper că voi urca și mai mult. Vor urma alte două turnee, de la care așteptăm evoluții din cele mai bune, de la Rareș Daia, dar și de la Luminița Tutunaru. Urmează turneul de la Timișoara de pe data de 23, unde o să mergem cu 8 sportivi, și turneul de sâmbătă, unde pleacă Tutunaru Luminița la internațional la Timișoara. Rareș acumulează puncte în clasamentul federației. Da, Rareș, când se fac primele clasamente, pe data de 2-3 august, o să intre în primii 10 jucători ai țării. Vom reveni cu rezultatele și amănunte de la aceste turnee. Universitatea Craiova este la un pas de a fi dezafiliată de Federația Română de Fotbal. Decizia Comitetului Executiv trimite în uitare o adevărată legendă a fotbalului românesc, măcinată în ultima perioadă de orgolii mărunte, de pasiuni care nu au nimic de a face cu sportul. Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal anunță că Universitatea Craiova, echipa de suflet a oltenilor și nu numai, în urmă cu ceva ani, ar putea fi dezafiliată. Surse din cadrul Federației Române de Fotbal au anunțat că membrii Comitetului Executiv au votat dezafilierea Universității Craiova cu 10 voturi pentru și 2 abțineri. Mircea Sandu a avut drept temei legal faptul că Adrian Mititelu nu a respectat hotărârile Federației referitoare la retragerea dosarelor înaintate la diferite instanțe de echipa de suflet a oltenilor, lucru ce ar contravine regulamentelor în vigoare. Reacția lui Adrian Mititelu este însă una pe măsură. În cazul dezafilierii, locul Universității Craiova va fi luat în Liga Secundă de Juventus Colentina. Continuă seria transferurilor pe care Gazmetan CFR le face în această perioadă. Alți 3 jucători, dintre care și un component al lotului național de tineret, sunt în pregătire cu echipa de Liga a doua. Fotbaliștii pregătiți de Cosmin Bodea vor disputa vineri un ultim joc de verificare în cantonamentul de la Poiana Brașov. Au început să apară speculațiile referitoare la echipa care va lua jucătorii Universității Craiova, bineînțeles că nu pe cei pe care Adrian Mititelu speră să-i vândă. O variantă luată în calcul ar fi și Gazmetan CFR, o speculație deocamdată fără acoperire, deși echipa de Liga a doua speră să ia ceva jucători de la clubul din Craiova. Deocamdată, la capitolul noutăți, se înscriu pentru echipa noastră Adrian Olah de la Săgeata Năvodari, jucător ce a evoluat la FC Național și Poli Timișoara, dar și 3 achiziții de la Gazmetan Mediaș, printre care și Sergiu Mut, component al Naționalei de Tineret a României. Echipa noastră va încheia vineri cantonamentul de la Poiana Brașov, după care se va întoarce în Drobeta, Turnul Severin, până la plecarea în al doilea stadiu de pregătire de la Debrecen. Până atunci se speră rezolvarea situației contractuale pentru încă 2-3 jucători, care să cristalizeze un lot competitiv pentru Gazmetan CFR. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!